Începând din această săptămână, persoanele nevaccinate nu mai pot părăsi locuințele după ora 20. În această situație, guvernul a făcut o discriminare majoră față de persoanele care nu s-au imunizat până în acest moment. La fel cum se întâmplă și cu restaurantele din orașul nostru, care sunt obligate să permită accesul doar celor vaccinați. Restricțiile au intrat deja în vigoare de seara trecută, astfel a fost introdusă carantina de noapte pentru persoanele nevaccinate. Acestea pot ieși doar cu declarație. De asemenea, în restaurante, cinematografe sau la evenimentele private, au voie doar persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Despre restricțiile care sunt în vigoare de aseară la noi în oraș, ce părere aveți? Adică se fac discriminări între persoanele vaccinate și persoanele nevaccinate. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Într-un fel, nu e bine să facă discriminare între unii și alții, dar de preferat ar trebui toate persoanele să se vaccineze. Virusul e în toată lumea, nu numai la noi. Asta e părerea mea. E rău pentru că se fac discriminările astea, dar nici noi nu știm cum să fim mai bine. Probabil că ai vaccinați, dacă am fi siguri că e bine, ar fi bine, dar nu, noi nu suntem siguri. De exemplu, eu m-am vaccinat, dar nu știu ce să zic. Nu pot fi obligați, care nu vor, nu pot fi obligați să fie vaccinați. Știți cum este, doamnă? Ar trebui să-i lasă în pace. Dacă se îmbolnăvește, fiecare se îmbolnăvește pe riscul lui. Să nu facă discriminările astea, adică unul se duce în restaurant, mâncă și bea și al altul se uită pe geam. Nu e bine. În spațiile publice, cum ar fi piețe, târguri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție.